Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, având o mică slăbiciune obsesie către latura Middle Hristos a înviat înainte și înainte de toate, deoarece eu acum când filmez este marți, nu, este miercuri, este miercuri, este primul meu videoclip de după această mini vacanță, sper că sunteți cu toții bine, sper că v-ați încărcat bateriile, sper că ați avut, v-ați creat amintiri plăcute și mega plăcute alături de cei dragi și treptat treptat vorba aceea trebuie să ne reintrăm în ritm. Așadar parfumul zilei mele de astăzi este de fapt mai degrabă un combo un layering ambele produse să spunem vin de la casa Hadlaj și vorbim aici în primul și în primul rând despre nou intratul în căsuța mea, Harim al Sultan Silver, da? pentru că e varianta argintie, și nu în ultimul rând, Mask Pur Narcis, da? Hai să le luăm pe rând să vorbim pe repede înainte despre ele. Ce am făcut eu? Ca de obicei, am aplicat oloi pe lungimea părului, da? Cum este acest oloi? Eu m-am ferit, Sinceră să fiu, chiar dacă am Harim al Sultan Gold și Harim al Sultan Blue, mi-a fost teamă de această variantă, de varianta argintie, deoarece am văzut eu acolo trandafir. Și de obicei, trandafirul în ataruri, uleiuri, esențe și așa mai departe, cam greu să găsesc eu unul care să nu mi dea un pumn în față, da? Ei bine, Harim uh, Harim al Sultan, Harim al Sultan, da. Harim al Sultan Silver de la Hadlaj este safe din acest punct de vedere. Este un trandafir aici, însă nu este ceva pin your face, nu este trandafirul acela matur, nici trandafir bulgăresc, nici trandafir de dulceață, însă faza cea mai tare, ca de obicei, fix precum la Harim al Sultan Gold și la Harim al Sultan Blue și acest uleiuț are trei faze distincte de dezvoltare, exact cum se întâmplă la parfumuri. Da? Și după ce trecem de treaba aceasta de deschidere, hai să spun, de trandafir ușor pudrat, fiind de tot săpunos, dar fiind de tot, pentru că da nici și treaba cu izul acela săpunos nu, da, nu prea sunt fană, da, ajungem în ultima fază de ceva ce mă duce cu gândul la jeleu. Da, nu mă întrebați de unde și până unde și acum având toate cele trei uleiuri din această serie, oricum voi face și un clip separat. Tind să cred că, de fapt, raba aceea, izul acela de geleuri, este oarecum amprenta casei hadlaj, cel puțin în această linie de uleiuri, da? Harim al Sultan. Pentru că, și în acest ulei, eu resimt izul acela fiind de tot de geleu. Dar, exact cum v-am spus mai multe într-un videoclip viitor, și parfumul este musc, masc, musc. Masc pur narcis și vine în această sticluță impunătoare. Și da, ce să vedeți, surpriză, este un parfum bazat, centrat pe nota de mosc. Eu și glumele mele azi. Dar, ca să vă faceți o idee, ca să vă faceți o paralelă, ceva din acest parfum, din Mask Pur Narsis, mă duce un 70% către mask de la My Geisha. Da? Că tot mi-au zis fetele, vai, nu, nu, Ana, testează uh, My și Mask, testează. L-am testat, nu pot să spun că e rău. Deci nu, nu e un parfum rău, de ce să mint? Însă, eu prefer varianta Hadlaj Mask Narcis uh, și varianta Peris Corner Cor Eternal Mask. Da? Și da, presim că va fi un clip... Încărcați de bâlbe, dume și ce mai vreți voi. Pentru că da, se pare că eu nu am ieșit din modul paște. Bun, ați văzut deja din titlu, vorbim despre două parfumuri recent intrate în căsuța mea ca să evit termenul de colecție deoarece pentru că și fiindcă eu nu sunt colecționar. Și um, inițial am vrut să filmez unboxing și primele impresii despre și pentru aceste două parfumuri, însă fiind o casă nouă, cel puțin pentru mine, da? Am zis, zic nu, zic, hai, le deschid eu, le testez, le port, văd ce și cum și după aceea vin cu, nu neapărat primele impresii, dar oricum, pe undeva pe acolo, prin zona primelor impresii, deoarece tind să cred că și aceste parfumuri au nevoie de acel timp de macerare. Bun, nu mai stăm la discuții. Începem cu colecțion de Montano Absolu de la Casa Riffs. Acesta este ambalajul în care vine. Da, avem aici niște căluți. O cutie simplă, da, nimic fancy, mensi, și trensi, nimic. Și Sticluța, pe site mi se părea așa, dar în realitate, sincer, deci eu am rămas, ea este sticluța. Este o sticlă foarte, foarte grea și spun foarte grea. Capacul este din metal, la fel, foarte, foarte greu. Avem aici acest căluțăn, da, eu așa spun căluțăn. De limba germană de colentina se spune căluță <laughs> acest cal da, fain fain de tot um, și da, trebuie să am grijă ca nu cumva să prindă, să nu-l prindă filmiu că dacă prinde capacul ăsta s-ar putea ca eu să nu-l mai văd bun, și aceasta este sticluța are oarecum celebrul fund dublu vine oarecum din nou în degrade. Și ce am căutat eu, de fapt ce am aflat, nu ce am căutat, ce am aflat eu despre această casă Riffs de pe platforma Fragrantica, ei spun că este o casă indiană. Da? Eu habar n-aveam, sunt primele mele parfumuri cumpărate din bănuții mei de la această casă. Și acum, o să vă citesc niște note care, dar întâi vi le citesc. În vârf avem condimente, în mijloc condimente și note lemnoase, iar în bază ud, ambră, condimente și șofran. Oricine ar citi aceste note s-ar gândi că este acel parfum pur Middle Eastern, acel parfum cu miros de la mama lui, da? Toate greutățile de pe lume puse aici în această sticluță. Însă, a, și nici de pe site-ul de pe care l-am achiziționat, nu mai știu ce site. Oricum, sunt cam peste tot parfumurile despre care vă voi vorbi eu astăzi. Mic disclaimer, că vă că au reînceput domnii muncitori. Dacă auziți niște sunete de flex pe fundal, faceți abstracție, deoarece la mine aici se construiește, se muncește cu drag și spor. Bun, am încheiat paranteza. Revenim la colecțion Montano Absolu. Cole, colecțion de Montano Absolu. Atomizorul este foarte fain. Da? Nu aveți treabă cu el. Deci ce v-am spus? V-am spus condimente... condimente în vârf condimente mijloc alături de note lemnoase, iar în bază ud, ambră, condimente și șofran. E bine, parfumul acesta este nimic altceva, nimic mai mult și nimic mai puțin decât ADN-ul lui Grisharnel. Da, deci... Nu știu ce au făcut ei sau de ce au listat notele acestea, pentru că pe unul din site-uri nu am găsit nicio notă listată pentru el. Pe alt site am găsit notele acestea, al treilea site din nou nu lista nimic. Și al patrulea la fel, da? Deci notele acestea, pur și simplu, le-am găsit pe un singur site. Pe Fragrantica nu am găsit acest parfum, eram așa, într-o ceață totală. Însă, surpriză, surprinzătoare, este ADN-ul lui Gris Arnel. Da, încă o clonă, nu o clonă. Încă un dup, încă un parfum inspirat mai degrabă, da, parfum inspirat, ăsta e termenul. Încă un parfum inspirat pentru gri Charnel de la BDK. Știți că pur și simplu sunt obsedată, deci... Pentru mine ADN-ul lui Gris Charnel de la BDK este ceva gen cum era pentru întreaga lume, bacara acum câțiva ani. Da? Deci eu în halul acela sunt, da? Pur și simplu sunt obsedată. Am strâns foarte multe parfumuri inspirate. Am găsit și câteva parfumuri clonă chiar pentru acel ADN. Am și decant din original care, din păcate, dacă dumneavoastră faceți parte din categoria norocoasă care are cât de cât performanțe cu acel parfum, mă înclin bafta dumneavoastră, eu nu. La mine, originalul gri Charnel, da? Deci, originalul, parfumul de la, de la BDK, duce undeva la două, prin absurd, trei ore. Da? Deci, prin absurd, trei ore. Um, proiecție Ioc, vorba românului, Siaj Ioc. Da? Cam asta e istoria mea nefericită în legătură cu originalul. Revenind la acest parfum, v-am spus, notele nu au nici cea mai mică legătură. Deoarece aici nu ai altceva decât uh, acel ceai latte, acea vanilie cu apucături lemnoase, smochina aceea, irisul acela ce îi dă o notă, un acord pudrat mai degrabă, nu o notă. Da? Cam asta. Um, cam asta este în acest parfum. Este pur și simplu Uh, parfumul acela, aroma aceea ce te, duce, te poate duce cu gândul către un spa, este aroma aceea total, total unisex. Și merge foarte mult către Grisharnel original, însă ca o mică diferență între acesta și acel parfum al casei BDK, aș putea spune faptul că Aici, timp să cred că nota de smochină este oarecum, cum să spun, oarecum mai stridentă, fiind de tot artificială, fiind de tot sintetică. Da, deci astăzi faceți abstracție. Aveți milă de mine în secțiunea comentarii. Nu dădeați cu pietre, da? Sunt... Încerc să mă adun. Deci, nota de smochină din acest parfum al casei Rips este fiind de tot sinteticuță în comparație cu cea din originalul casei BDK. Însă, pe ansamblu, este fix aceeași linie, da? Este fix aceeași linie. Nu vă gândiți că este un parfum mega complex, un parfum uh, greu de descifrat, uh, nu este acel parfum greu de înțeles, nu, este total, total unisex, poate fi purtat absolut oriunde și oricând, da? Nu este genul acela de parfum rigid, care ți impune o ținută, ți impune o ocazie anume sau așa mai departe. Îl puteți purta și la birou, nu este genul de parfum zgomotos, în sensul că, momentan, da? Momentan. Cred că are o săptămână, dacă nu mă înșel, de când l-am. Uh, l-am purtat pe el ca parfum de sine stătător fără nebunii leeringuri și alte alea într -o, și alte cele într-o zi și am prins undeva la 4-5 ore, da? Siaj pot spune undeva la o oră jumătate, hai două ore, da? cât de cât acceptabil. Oricum, ADN-ul acesta în sine, în umila mea părere, da? în profana mea părere, nu este genul acela de ADN care să zgârție strada atunci când tu treci. Da? Atât vorbim atât de original, cât și de acest parfum, cât și de uh, Liam Liam de la Latafa, cât și de Antic Nișe Marati și așa mai departe. Însă, am găsit și vor, vom vorbi la momentul potrivit, am găsit și un parfum ce are acest ADN, dar într-adevăr zguduie strada atunci când tu treci. Bun. Este aici și lemnul acela de santal cremos, v-am mai spus este și irisul acela, însă din nou. Nu este ceva să încline balanța către latura feminină, din contră. Am câteva cunoștințe ce au testat atât originalul BDK cât și parfumuri inspirate din Gri Arnel și lor uh, li se pare că acest ADN înclină ușor către latura masculină. În opinia mea, nu. Este un parfum, este o aromă total, total unisex. Merge către, adică pot clar cu ochii închiși, da? aș, dacă aș testa acest parfum, vorba aceea legată la ochi, da, aș spune categoric că este ADN-ul lui Gris Arnel. Însă, pe măsură ce se apropie de dry down, pe măsură ce ajunge către uscarea sa, acest parfum rămâne în zona lui Gris Arnel, însă um, în bază, este un combo de santal cremos și vanilie lemnoasă, o idee mai proeminente. Da? Asta ar fi singura chestie ce am depistat-o momentan. Dar pentru prețul plătit, pentru 100 de mililitri, undeva la 120 de lei, 110-120 pe undeva pe acolo, dacă sunteți iubitori, iubitoare de Uh, Griș Arnel de la BDK Dacă sunteți în zona uh, acestui ADN Dacă vă plac parfumurile inspirate din acest ADN Safe, blind, buy da? Și vorbim, vă mai arăt încă o dată și vă mai spun încă o dată Oricum o să caut ca de obicei și o să vă las și link-uri în bara de descrieri Este vorba de colecțiuni de Montano absolut Deoarece am văzut că mai este o sticlă Are alt animăluț și bineînțeles al nume, dar este foarte asemănătoare, și aceea nu mai știu. Parcă ceva de la bulgarii, ceva masculin, pe undeva pe acolo. Bun, îmi cer scuze o secundă. Beau și eu puțină apă ca să nu tușesc sau, da, să vă rup urechile ca de obicei. Bun. Și acum vom vorbi despre o adevărată surpriză, să zic așa, cu toate că și Montano Absolu nu e, adică nu pot spune că e ceva ce m-a dezamăgit, da? Pentru simplu fapt că eu iubesc ADN-ul lui Grișa exact cum v-am terorizat în mai multe videoclipuri, da, pentru mine e ok acest parfum, adică nu mă deranjează încă 100 de mililitri. Dar, dar, vorbim acum despre un parfum, tot al casei rifFs, hai să-l țin așa, da, Gemini Pur Fam, de data aceasta, dar în opinia mea este unisex acest parfum și aceasta este cutia, e aceeași poveste ca la celălalt parfum, da, o cutie normală, nimic... Wow, nu, casete impunătoare, nu nimic. Însă, dacă vă uitați voi de cât aici, și încerc să nu surprind ring light-ul totuși, da? dacă ne uităm de cât aici, la imprimeul acestei cutii, către ce parfum v -ar duce cu gândul? Hmm? Ia, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii. Pentru că acest Gemini Purfam este inspirat din... God of Fire. Da. Acel parfum. Sticluța arată așa. Este foarte, foarte grea. Tot un fund dublu. Avem același capac de metal foarte, foarte greu. Da? Și este foarte simplă. Nu știu de ce s-au gândit ei la Gemini, dar nu. Adică puteau să pună și ei un Sagittarius, ceva, zic și eu, așa ca fapt divers. Da? Dar faină, faină. Este pozabilă, este instagramabilă, este pinteristică, este tot ce vreți dumneavoastră. Și acum avem niște note care. Bine, de data aceasta o parte din ele au legătură, însă o parte este total pusă, nu știu de ce. Ei spun așa că în vârf ar avea piersică, pară și vată de zahăr. În mijloc ia somie, crin și trandafir. Iar în bază ambră, moscalb, lemn de santal și vanilie. Însă, deschiderea lor, același atomizor, da, foarte fain. Doamne Dumnezeule! Doamne Dumnezeule! De ce îi listează piersică, pară și vată de zahăr? Iar eu, în deschiderea acestui parfum, am cel mai frumos mango. Și nu vorbesc aici de... exact cum vorbeam cu Alexandra mea. Salut! Acum câteva zile... Pentru mine și pentru ea, da? în accepțiunea noastră, Treaba asta, nota de mango, se împarte în două categorii. Avem odată mango acela cremos, untos, dacă m-aș putea exprima așa, cel din ADN-ul de uh, mango skin, de exemplu, sau uh, mango punch de la Emir, Paris Corner, da? Acolo avem un mango cremos, dulceag, da? Stilul acela de unt de mango. Și... Mai avem Mai avem acest mango. Acest mango întâlnit în acest parfum Gemini Purfam de la Rifs și mai am eu și o să vorbesc despre el, Ajaib Dubai Portrait de la Latafa. Pentru mine, acest parfum și parfumul de la Casa Latafa au în comun acest mango. Acest mango că Tot zic acest mango, dar nu-l descriu, și eu este mango acela, cum să spun eu, oarecum verde, da? Nu este mango acela dulce, um, sufocant. Este un mango fiind de tot verde și din nou revin. Ei spun, piersică, pară vată de zahăr. Nu. Deschiderea lui Gemini Purfam este cu și despre mango acela verzui și ghimbir, din plin, da? Și aș putea spune că resimt categoric o felie de lămâie, însă fără coajă, da? Este doar uh, miezul acela de lămâie, fără partea aceea cărnoasă, pulpa fructului fără coajă. Dar ce m-a surprins pe mine în mod plăcut la acest parfum, fix această notă de mango. În sensul că există parfumuri cu mango în ori, nota de mango este într-o combinație nefericită, ori nota de mango este mega sintetică. Da? Am întâlnit treaba asta. Este un parfum de la Gloria perfum, dacă zic eu bine, inspirat, dacă nu mă înșel, din Mango Skin. Nu l-am în colecție, slavă Domnului. L-am testat și mi se pare un mango mega sintetic acolo, sincer. Adică pentru mine, pentru simțurile mele și pentru preferințele mele, nu, <laughs> acela nu-mi place. Însă, revenind la acest parfum, este acel mango verzui condimentat Exact cum v-am spus, ceva ghimbir din nou, dacă vă feriți de nota de ghimbir, dacă nota de ghimbir pe pielea dumneavoastră nu face o poveste frumoasă, deschiderea s-ar putea să vă sufoce, da? Pentru că din plin, pentru mine deschiderea asta înseamnă acel mango verde, acel ghimbir proaspăt tăiat și acea, lămâie, acea felie de lămâie fără coajă. Și, din nou, când spun felie de lămâie și că resimt izul acela de lămâie, din nou, nu mergeți către zona de soluții pentru curățarea casei cu izul acela de lămâie, da? Nu. Din contră, deci, pentru prețul plătit, este incredibilă deschiderea, jur. Nu, adică, nu m-aș fi așteptat. Și da, dacă vreți și o paralelă cu originalul, pe care bineînțeles că nu l-am, însă l-am testat, pentru că da, se găsește în Sephora, în Sephora, în Absentum. doamne! Așa, originalul îl puteți găsi în Obsentum. Aș spune că este un 80%, 85% pe undeva pe acolo, însă cel puțin în momentul de față nu a avut timp să stea oricum, da, atât am băut din el și nu am făcut niciun decant Deci până în momentul de față nu am decantat nimănui din acest parfum Efectiv am făcut baie în el da? L-am purtat zilele trecute Din nou pe el singur pentru a putea face o părere Și da, pur și simplu am făcut baie în el Pe măsură ce se dezvoltă acest parfum Merge către latura fructată, ambrată, dacă are sens, dacă există categoria asta, dacă nu din nou am inventat-o eu, pentru că pur și simplu senzația aceasta uh, mi-o dă, da? Mă duce în zona aceasta. Are și ceva fructe de pădure. Oricum, degeaba, oricât m-aș uita la note, nu pot scoate alte note pentru că ei decât acestea le listează. Însă, sunt. Uh, e un coșuleț de fructe de pădure, dar ceva mega bine amestecat acolo, mega bine echilibrat, în sensul că nu pot pune degetul pe ceva anume, da? Însă, după izul acela de felie de lămâie care treptat, treptat se estompează, imediat ce se estompează izul feliei de lămâie, îmi dă la nas un coșuleț foarte mic, deci e o cantitate mică în comparație cu mango și ghimbir, pentru că, de exemplu, și în momentul de față se resimte ghimbirul. Ghimbirul însoțește nota de mango pentru o bună perioadă de timp în acest parfum. Și Aici e o chestie, pentru că ori nu s-a așezat el, pentru că da, ce să vezi, n-a avut timp, ori nu s-a așezat el, ori încă nu-i dau eu de cap, în sensul că am anumite momente în care resimt la toată compoziția asta adăugată fix, adăugat fix un vârf de cuțit de ud, da? cum s-ar spune. Am momente în care uh, simt acea notă, da? simt o fină, fină de tot atingere de ud, însă nu este udul acela de grajd, nu este udul acela animalic, ci este udul acela dulce, da? dulce fiind de tot afumat, dacă are sens. Dar treaba e că izul acela da? nu îl resimt tot timpul. Asta e ceva ce eu nu înțeleg ori încă nu l-am deslușit eu. De așezat din nou, mă repet. Categoric el nu s-a așezat. Însă către dry down ul final am impresia că îi se adaugă mai degrabă o chestie care îi dă greutate. Iar chestia asta care îi dă greutate nu este după nasul meu nici ambră, nici, da, nu este niciun acord, nici o notă, nici nimic. Mă duce pur și simplu cu gândul la o picătură de ud Dulceag, dar uh, nu duce toată compoziția către latura middle eastern, categoric nu, da, pur și simplu uh, Gemini Purfam este acel parfum uh, oarecum tropical, categoric este acel parfum de primăvară, vară, din nou, în opinia mea îl poți purta oriunde și oricând. Și, exact cum v-am spus și mai înainte, nu înțeleg de ce i-au pus numele Gemini Pur Fam, deoarece izul său, da? Aroma acestui parfum în sine, în opinia mea, este total, total unisex. Da? Dacă sunteți domni, dacă aveți posibilitatea, testați-l, pentru că nu este nimic exact cum v-am spus din zona. Mango Skin nu este nimic din zona Emir Mango Punch, da? Dacă ar fi să fac o paralelă, mai degrabă aș putea spune că Emir Mango Punch, îl am și pe acela, îl iubesc, însă sunt două parfumuri total diferite. Sunt două arome total diferite, chiar dacă ambele au ca rol principal mango. Aici avem un mango vernil, vernil avem un mango verde Avem un mango condimentat cu ghimbir Iar mango punch este mango-ul acela, mango acela copt, cremos, untos și așa mai departe da? Și exact cum v-am spus, mai degrabă aș putea spune că mango punch este un ADN total feminin Pe când geminii purfam datorită ghimbirului de aici Da, ghimbirul de aici Izul acela slab, de tot de lămâie și de felie de lămâie, și fructele acelea de pădure, îl fac pe acesta, îl duc în latura unisex. Îmi cer scuze! Bun! Da! dry down-ul final, pentru că în sfârșit am ajuns acolo, are ceva fiind de tot lemnos. Ceva ce mă duce cu gândul la o vanilie, dar mai, mai mult înclină balanța către partea lemnoasă decât către partea vanilată. Pentru că mai este ceva ce mă duce cu gândul la zahăr alb. Da? pur și simplu zahăr alb. Asta resimt eu în bază. Mult, înclină mult către latura lemnoasă, o foarte, foarte mică cantitate de vanilie și ceva zahăr alb. Dar da, nu este copleșitor. Tot așa, 4-5 ore am prins cu el, dar din nou, nu știu de ce eu am senzația că și aceste parfumuri au nevoie de puțin timp să stea, nu să fie abuzate în halul acesta. Da, mai mult am consumat din Gemini Purfam decât din Absolut pentru că Absolut l-am purtat odată până în momentul de față ca parfum de sine stătător, iar Gemini Purfam fiind un ADN nou pentru mine am cam făcut băiță în el. Dar ambele au aceleași performanțe în momentul de față, da? Undeva la 4-5 ore pe piele, pe haine, aș putea spune că le percep de dimineață până undeva la ora 8-9 seara, da? Însă, momentan, pe pielea mea, ele atât duc. Siajul este Mediu, aș putea spune, da? Indiferent oricare din cele două parfumuri, cel puțin din nou, mă repet, în momentul de față, indiferent care din acestea două levei purta, nu sunt genul acela să zguduie strada, da? Niciunul din ele. Dar undeva, cum să spun eu, hai să zic un metru în jurul tău, un metru, un metru jumătate, da, se presint. Dar, ele vor mai sta puțin la macerat și voi vedea ce și cum cu ele și pe viitor. Dacă aveți și dumneavoastră, pentru că am văzut că această casă are mai multe parfumuri, momentan eu le am pe acestea două, vedem dacă mai testez și altceva. Dacă aveți parfumuri de la Casa Riffs, lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii. Impresiile dumneavoastră, părerile dumneavoastră, cum le percepeți? La fel. Dacă le aveți chiar pe acestea două, pentru că nu sunt niște noutăți sau ceva de genul, da? Lăsați-mi și mie um, experiența dumneavoastră cu ele, dacă după ceva timp ele se schimbă, cât de cât, dacă și îmbunătățesc performanțele, sunt foarte curioasă de treaba aceasta. Și ca de obicei veți avea link în bara de descriere pentru aceste două parfumuri, link către contul meu de Insta, către contul meu de TikTok și nu în ultimul rând către grupul meu de Facebook Frag Family. Dacă ați rămas cu mine până aici și dacă m-ați suportat cu toate bâlbele și cu toate dezacordurile pe ziua de azi, să rămână mult! Vă îmbrățișez cu mare, mare drag! Vă mulțumesc din suflet, hai în secțiunea comentarii. Până data viitoare, vă pup!